Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată pe scurt principalele subiecte ale zilei. Acțiuni preventive ale jandarmilor pentru vacanța de vară. Poliția giurgiuveană are efective noi. Campanie de recoltare de sânge în județ. Cantina de ajutor social s-a închis temporar. Din cauza suspendării, Șumudică se gândește să plece din România. Jandarmii giurgiuveni au început activitățile preventiv-informative în zona parcurilor din municipiul Giurgiu. În cadrul acestora, oamenii legii distribuie pliante și oferă recomandări cu privire la prevenirea infracțiunilor pe timpul vacanței de vară. O acțiune de informare s-a derulat în parcul Mihai Viteazul. Activitățile preventiv-informative, având ca temă petrecerea vacanței de vară în siguranță, au continuat astăzi în parcul Mihai Viteazul. Jandarmii au distribuit pliante cu recomandări specifice sezonului estival și au purtat discuții cu giurgiuvenii pe linia prevenirii faptelor antisociale. Cu ocazia vacanței de vară, în această perioadă, Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu desfășoară o campanie de informare a cetățenilor și a tinerilor, intitulată Vacanță în siguranță. Cu această ocazie ne deplasăm în zona ștrandurilor, locurilor de petrecere a timpului liber, în parcuri, în zone frecventate de părinți și copii. Le oferim pliante de informare cu câteva mesaje privind protecția bunurilor proprii în aceste situații, a vacanțelor, în situația plecării în concedii, să aibă grijă de bunurile de valoare pe care le au, unde le depozitează, cum le transportă, la ștrand să nu lase bunuri nesupravegheate, sume de bani, obiecte de valoare. Iar în momentul în care pleacă în concediu, pleacă de acasă în concediu, să aibă grijă ca totul să fie în regulă, să nu lase geamuri deschise, să transmită vecinilor, să supravegheze locuința și să aibă o persoană de încredere care poate trece în mod constant pe la adresa de domiciliu. Acțiunea jandarmeriei a fost interactivă, fiind dezbătute teme legate de comportamentul copiilor și adolescenților în societate, prevenirea furturilor din locuințe sau autoturisme, din gen și buzunare a altor furturi specifice sezonului estival. Siguranță pentru tineri, pentru adulți, cu privire la protejarea bunurilor în cazul în care mergeți la ștrand, mergeți în concediu, plecați de acasă. Totodată, jandarmii au adus în discuție și aspecte legate de consecințele pe care le are consumul de substanțe interzise și tutun, fiind distribuite și pliante cu informații preventive în aceste domenii. Astfel de activități vor fi organizate și în perioada următoare. După ce au absolvit toate probele concursului, cei 32 de polițiști încadrați din sursă externă își vor începe activitatea. Procesul de integrare se va desfășura pe mai multe etape, printre care participarea la cursuri de formare profesională. În perioada aprilie-mai 2016, giurgiuvenii interesați să ocupere un post de polițist au participat la concursul organizat de Ministerul de Interne. Au promovat 32 de concurenți din sursă externă, care acum se pregătesc să înceapă activitatea pe posturile câștigate prin concurs. Înainte însă au fost primiți oficial de către conducerea Inspectoratului Județean de Poliție în cadrul unei ședințe festive, unde li s-a urat bun venit și li s-au prezentat posturile obținute prin concurs, dar și aspecte din statutul polițistului. Procesul de integrare al noilor polițiști se va derula însă pe mai multe etape, printre care participarea la cursuri de formare profesională la instituțiile de învățământ ale Poliției Române. Procesul de integrare a polițiștilor se va desfășura pe mai multe etape. Ei vor desfășura activități administrative și de instruire, vor depune jurământul, iar apoi vor participa la cursuri de formare profesională. Până la terminarea cursurilor, polițiștii nu vor purta armamentul din dotare asupra lor. Lipsa acută de sânge îi determină pe angajații Centrului de Transfuzii Sanguine Giurgiu să organizeze campanii de recoltare în județ. În acest sens, pe data de 20 iulie, echipa de la centru din municipiu se va deplasa în comuna Băneasa. Odată cu organizarea acestor deplasări, numărul donatorilor a crescut. Faptul că numărul donatorilor de sânge a scăzut simțitor în ultima perioadă este cunoscut de toată lumea. Majoritatea își dă seama de gravitatea situației abia atunci când cineva apropiat are grave probleme de sănătate. Așa s-a întâmplat și în luna iunie, când numărul donatorilor a crescut, însă cu ajutorul aparținătorilor pacienților cu probleme de sănătate. Am să fac referire numai la luna iunie și pot să vă spun că am avut
un număr mai mare de donatori, dar am și o explicație pentru asta. S-a întâmplat să vină mai mulți aparținători ai unor giurgiuveni internați la București. Și în felul acesta a crescut numărul de donatori. Am avut 187 față de 160 sau 140 cât am avut în lunile precedente. Dacă s-ar mobiliza și aparținătorii pacienților internați în Giurgiu, în aceeași măsură, sigur numărul de donatori ar fi mai mare. Și asta odată ne-ar asigura sângele pentru toți cei internați și am reușit să le facem și stocurile. Angajații Centrului de Transfuzii Giurgiu trag un semnal de alarmă și spun că în centrul de la Giurgiu nu mai există un stoc de sânge. În cazul în care ne-am confruntat cu o situație deosebită, nevoia de sânge nu poate fi acoperită. Pentru a îmbunătăți situația în care ne aflăm, angajații centrului organizează campanii de recoltare în județ. O astfel de campanie va avea loc pe data de 20 iulie în comuna Băneasa. Noi în fiecare lună facem câte unul sau două drumuri în județ. Luna aceasta vom merge la Băneasa, pe data de 20 iulie, și pe această cale îi anunțăm pe cei din Băneasa că vom fi acolo la ora 8:30 dimineața și vom sta la dispoziția lor până la prânz. Ne pot găsi la cabinetul medical al doamnei dr. Chelbegean, acolo unde de obicei ei știu, pentru că au mai fost și... Data trecută au fost destui donatori la Băneasa? Nu au fost suficienți, dar noi le mulțumim și celor care au venit. Sperăm la un număr mai mare de data asta. La campania trecută derulată în comuna Băneasa, 6 femei și 3 bărbați au donat sânge. Din 2008, conform legii, bărbații pot dona sânge cel mult de 5 ori pe an, iar femeile de 4 ori. Atât donatorii cât și centrul de transfuzii și spitalele au numai de câștigat. Donatorii mai adaugă ceva modestelor venituri. Centrul colectează mai mult și implicit spitalele nu rămân fără sângele cu care se salvează vieți și fără de care intervențiile chirurgicale nu ar fi posibile. Nemulțumit că beneficiarii nu prestează muncă în folosul comunității, edilul de la Giurgiu a decis să închidă temporar cantina de ajutor social. Toți angajații au fost trimiși în concediu de odihnă, după care se vor afla în concediu fără plată. Până pe 1 iulie 2016, 246 de persoane beneficiau de mâncare gratuită de la cantina de ajutor social. Acum cantina este închisă, o decizie a edilului giurgiuvean nemulțumit de faptul că beneficiarii nu vor să presteze muncă în folosul comunității pentru ajutorul social și pentru masa de la cantină. Astfel, cantina va rămâne închisă pe o perioadă determinată, timp în care se va gândi o reorganizare, dar și un nou regulament în ceea ce privește condițiile de acordare a ajutorului social și a hranei gratuite. Cam același lucru se va întâmpla și cu centrul de primiri în regim de urgență de la Giurgiu Nord, ai cărui angajați, la fel ca și cei de la cantină, au fost trimiși în concediu de odihnă, după care în concediu fără plată, fără nicio garanție că vor avea în continuare loc de muncă. În ceea ce privește cele 246 de persoane care beneficiau de cantina socială, acestea vor trebui să presteze în avans 40 de ore de muncă în folosul comunității pentru a mai beneficia de mâncarea gratuită de la cantină. De decizia primarului de a închide temporar cantina de ajutor social sunt afectați mai toți locatarii căminului D din cartierul Istru, dar și locatari din cartierele Obor, Ghizdarului sau străzile din spatele spitalului județean. Ministerul Mediului lucrează la un proiect de lege prin care valoarea taxei de salubritate plătită de cetățeni să fie stabilită în funcție de cât gunoi aruncă. În cazul în care se colectează selectiv, taxa va fi mai mică, mai prevede proiectul legislativ. Ministerul Mediului pregătește o lege prin care taxa de salubritate va fi calculată în funcție de cantitatea de gunoi pe care o aruncă fiecare cetățean. În acest fel, se dorește stimularea cetățenilor să colecteze selectiv acasă și să depună mai puțin deșeu în final la groapa de gunoi. Prin colectarea selectivă se va încerca valorificarea deșeurilor reciclabile, dar proiectul are în vedere și alte variante. Una dintre variantele luate în calcul prevede folosirea unor saci menajeri cu un anumit volum, iar colectarea selectivă ar putea fi decisă după modelul belgian, unde sacii utilizați sunt de culori diferite în funcție de tipul deșeurilor. Pentru o astfel de colectare se poate stabili o zi anume a săptămânii pentru fiecare tip de deșeuri, iar nerespectarea acestui sistem permite operatorului de salubritate să nu ridice gunoiul, dar și să aplice amenzi. În acest caz, dacă legea va fi adoptată, depinde de administrația locală și de operatorii de salubritate să creeze condițiile necesare aplicării ei. Există chiar posibilitatea ca pentru deșeurile reciclabile 100% depuse de cetățeni conform regulilor menționate anterior să nu fie plătite taxe de salubrizare.
Românii au cheltuit anul trecut pe țigări în medie pe gospodărie 94 de lei lunar, conform unui studiu realizat de Institutul Național de Statistică. Pe regiuni, statistica privind cheltuiala cu țigări arată că maximele sunt întâlnite în București, Ilfov și vestul țării, iar minimele în Moldova și Oltenia. În dreptul fumătorilor din sudul țării se regăsește și giurgiuvenii, cu cifre mai scăzute alocate fumatului. Conform unui studiu al Institutului Național de Statistică, românii au cheltuit anul trecut în medie 94 de lei lunar pe gospodărie pentru procurarea de țigări, tutun, articole și accesorii pentru fumat. Cei 96 de lei sunt cu 6 mai mulți decât în 2014, când suma destinată acestui scop a fost de 88,3 lei. Statistica pe regiuni, privind cheltuiala pe tutun, relevă faptul că bucureștenii, cei din județul Ilfov și locuitorii vestului țării, alocă sumele cele mai mari în scopul fumatului. Dacă bucureștenii cheltuiesc peste 150 de lei în medie lunar pentru țigări, în vestul țării, bănățenii trec și ei de 120 de lei pe lună când este vorba de cumpărat țigări. De cealaltă parte, se regăsesc regiunile Moldova de Nord-Est, unde cheltuiala medie lunară pentru țigări este de 59,8 lei pe gospodărie, și Oltenia, unde aceluia scop sunt destinați 68,3 lei. În rândul cifrelor, din dreptul fumătorilor din sudul țării se regăsesc și giurgiuvenii, sumele cheltuite pentru fumat de către aceștia fiind cu siguranță mai scăzute, pentru faptul că mare parte a celor din județ au ca ocupație agricultura, loc unde țigara nu prea își găsește locul. Statisticile INS mai arată că în orașe cheltuiala medie cu țigările este de peste 112 lei lunar pe gospodărie, în timp ce în localitățile rurale această cheltuială este de aproximativ 70 de lei lunar pe gospodărie. Din aceeași sursă se mai desprinde faptul că cei mai inveterați dintre fumători fac parte din rândul celor cu studii superioare, în timp ce fumătorii cu studii primare cheltuiesc circa 80 de lei lunar pe țigări. Irina Movilă s-a născut pe data de 5 iulie 1966, a absolvit Academia de Teatru și Film București în 1991 și a fost actriță a Teatrului Mic. La Festivalul de Film de la Geneva din 1994, actrița româncă este remarcată pentru jocul din filmul Pepe și Fifi și este recomandată cu premiul ca cea mai valoroasă speranță a filmului european. Talentată actriță româncă, Irina Movilă s-a născut pe 5 iulie 1966 la București și este absolventă din 1991 a Academiei de Teatru și Film din Capitală, clasa Mircea Albulescu. După terminarea studiilor, Irina este repartizată la Teatrul Mic din localitatea natală, loc unde joacă într-o serie de spectacole de succes, apoi devine din 2002 membru colectivului de actori ai Teatrului Național București. Dintre spectacolele în care Irina Movilă a fost distribuită alături de actorii Naționalului Bucureștean, se cuvin a fi menționate cele mai importante: O noapte furtunoasă a lui Caragiale, Jocul ielelor de Camil Petrescu, Revizorul de Gogol sau Livada cu vișinea lui Cehu. Activitatea actriței românce în domeniul cinematografiei devine de asemenea una remarcabilă și încă de la împlinirea a 3 ani de la terminarea Academiei de Teatru și Film București. La Geneva, în 1994, la Festivalul Internațional al Filmului, pentru rolul Fifi din filmul Pepe și Fifi, Irina Movilă câștigă premiul pentru cea mai valoroasă speranță a filmului european. Suntem într-o pădure întunecoasă. Trebuie să ne grăbim, să alergăm, să găsim drumul, să nu greșim patul, așa, să ne încălzim și să plătim. Da. Că nu e frumos să rămânem cu datorii. Jurnalul TV Giurgiu continuă acum cu rubricile Sport și Meteo. Din cauza suspendării pe care FRF a decis-o în cazul lui Marius Șumudică, acesta se gândește să plece de la Astra și să accepte o ofertă pe care a primit-o din străinătate. Decizia suspendării a fost extinsă de FIFA la nivel internațional la solicitarea Federației Române de Fotbal. Antrenorul campioanei Astra Giurgiu, Marius Șumudică, s-a arătat nemulțumit de faptul că pe plan internațional suspendarea sa se încheie la 1 august, pe când FRF a comunicat că pe plan intern cele două luni de pedeapsă vor începe odată cu primul meci oficial al sezonului viitor. Sunt mâhnit de tot ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc și crede-mă că
Mai devreme m-a întrebat dacă am primit ofertă și chiar sunt foarte tentat în momentul de față să dau curs ofertei pe care o am și cred că în câteva zile s-ar putea să iau o decizie. Ceea ce m-a făcut să iau această decizie este în continuare problema pe care o am cu suspendarea, și anume neconcordanța asta în ceea ce a trimis FIFA și ceea ce face Federația Română de Fotbal, anume că aici sunt suspendat din data de 22, nici măcar de la Supercupă nu voi fi suspendat, nu s-a luat ca primul joc oficial, că a zis că, vezi, doamne, nu știam dacă Astra va lua campionatul, dar pe urmă puteau să facă lucrul ăsta în momentul când au văzut. Și din 22, de la primul meci de campionat, voi fi suspendat două luni, iar am spus-o. Și eu sunt un om de onoare și un om care respect ceea ce spun. Am spus că dacă nu voi putea să mă bucur de rezultatele muncii mele și muncii elevilor mei în acest an și nu voi fi pe bancă la preliminarele de Champions League și de Europa League, există posibilitatea și dacă stau acasă, măcar să știu că nu n-aș putea, nu sunt împăcat sufletește în a nu sta pe bancă. Dacă Marius Șumudică acceptă oferta din străinătate la noua echipă, ar fi doar suspendat, nu interzis, pentru că s-ar aplica sancțiunea dată de FIFA. Astfel, el ar putea să își pregătească noua echipă, dar nu ar avea voie să stea pe bancă la meciul. Revenirea lui Constantin Budescu în România este posibilă sub formă de împrumut. Formația chineză unde Budescu are contract în prezent este de acord cu împrumutul mijlocașului, iar prima opțiune a conducerii clubului ar fi o altă formație din China pentru a vedea dacă jucătorul se adaptează cu fotbalul chinez. O altă variantă este împrumutul în România sau în altă țară europeană, situație în care fostul capitan al Astrei ar prefera să revină alături de foștii săi colegi. Și antrenorul lui Dinamo, Ioan Andone, și-a exprimat interesul pentru Constantin Budescu. Am spus că ne-am dorit un împrumut pe un an. Cine nu și l-ar dori? Orice echipă din România cred că și-l dorește pe Budescu. Sper să accepte oferta noastră. Este un jucător care te ajută să câștigi și are o calitate tehnică extraordinară, a declarat Ioan Andone la Digi Sport. În cazul unui împrumut, Budescu ar trebui să renunțe la o parte din salariul de peste 50.000 de euro pe lună. Mijlocașul ar urma să primească doar 25.000 de euro, iar 15.000 să fie plătiți de noua formație. Valorile termice vor fi în creștere în majoritatea regiunilor, dar cu precădere în cele sudice și sud-est, unde local vremea va deveni călduroasă. Instabilitatea atmosferică ce se va manifesta prin înorări temporar accentuate, averse chiar și cu caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în Maramureș, poate și în estul Transilvaniei, și 33 de grade în sudul Olteniei, în lunga Dunării, unde vor crea din nou disconfort termic. La Giurgiu, vremea va deveni călduroasă cu o maximă termică în jurul valorii de 31 de grade și disconfort în orele după amiezii. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate noaptea, în special în a doua parte, când va crește posibilitatea pentru averse. Vântul va sufla cu o viteză de 11 km pe oră din direcția nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 754 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 57%. Apele Dunării sunt în scădere cu 2-8 cm, cota probabilă fiind 293 centimetri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate cele bune!